Panta lui D. Deci asta e ecuația explicită. Asta, nu? Și coeficientul X este panta lui D. Rezultă el de egal cu minusul. Da? Deci a scos pe Y că o funcție de X. Ca să dați forma explicită și citiți coeficientul X adică panta. D două puncte. X plus Y plus
de? M de, da, M de. Avem ecuația generală, avem ecuație specifică și trebuie să facem ecuația generală. Deci, Y egal cu un pic mai mare, că nu se vede.
avem un creier de coordonate și 0 ingresiuni și avem o pantă de asta. Hai să scriem ecuația dreptei prin pantă. Y minus. Da, și mereu un cu ecuația dreptei ca să nu vedeți. Y minus Y cheia. Egal cu Y cheia mare. Egal cu deci Y minus Y cheia, egal cu panta dată, ea pe lângă X minus X ea. Și înlocuiesc. Vine minus Y 0. Nu, Y 0, cât e dat acolo. Deci înlocuiești coordonatele și înlocuiești... Deci rezultă de 2 puncte Y egal cu 3X. Deci asta e forma pe explicit. Punctul B. Tot așa îmi faci mai întâi ecuația. Îmi scrieți ecuația mea. Y minus Y egal cu panta pe lângă X minus X. E mare. Și la Y și la X. Ăla, da. Te cred pe cuvânt că te cunosc. Bun. Și înlocuiem. Aia, înlocuiem și pe el.
trece prin două puncte. Hai să scriem puncte. A punctul A. Se dă A de coordonate 3 cu 1 și B de coordonate minus 2 cu 4. Fraților, o să o facem cu cealaltă, cu A10, nu facem cu A11, da? Nu vreau cu determinant. Vreau să fie fără determinant. Și punem ecuația dreptei care trece prin două puncte. Y minus, care vrei tu, YA sau YB? Supra YA minus YB egal cu X minus XB supra XA minus XB, da? Deci scrieți ecuația, înlocuim și scoatem ecuația dreptei. Avem punctul A de coordonate 0,3. Thank you.
plus într-o pană. 3x. Nu, nu, lasă așa. 3x plus 2y. Ce și forma ce vreau? A de coordonate minus 2 minus 1. Deci A de coordonate minus 2 minus 1 și B de coordonate 1, 2. Așa, formula pantei. Și aș chestia la Y că am făcut... Nu m-a pantat. Dar nu trebuie să... Aici chiar formula directă. Y-K-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 Y-K
egal cu a și cu YB, YB minus YK supra YB minus X. Ai direct formula 4. Da, da. Avem A de coordonate 2, 3 și B de coordonate 1, rezultă M A B egal cu YB crezi că dacă vă dă 0 pe numitor,
dar e o ecuație fără pantă. Adică alea perpendiculare pe ax sau x se ecuație fără pantă. Este cu zemă pe mână, da? Ei, rezultă, nu există emoare, nu există pantă la cele perpendiculare. Și rezultă că dreapta D e perpendiculară pe, pe OX, pe astea care sunt perpendiculare pe OX, au unghi de 90 și tangentul de 90 nu există, de asta trebuie să ție 0. B. Practic acolo pant ar veni ori minus infinit, ori plus infinit, cam așa sunt pe contrazare. Și asta e toate că nu au două punct libere cu care. Cum? Că nu există loc, toate au libere cu egal. Da, regla asta că nu există de fapt o sala care sunt perpendiculare pe lui X, care au libere cu egal. Da. Astfel, de exemplu, tangenta, eu urmă de la situatul verticale. Toate sunt totul verticale, se vede că... Da, de asta, de așa, de lucru e ușor. Da. Așa, M, A, B, egal cu... Pantele negative caracterizează dreptele care fac unghiuri obtuze, deci alea care vin descrescătoare. Minus 7 cu x-ul 4 minus 4, da? Da.
și face 1 se 0. Păi, rezultă că nu există. Și acum să vă explic un pic de ce nu există pantea. Eu dacă reprezint punctele astea, că de la un urcat și un pot, dacă ar fi să reprezentăm punctele astea, dacă ar fi să găsesc și sistemul de axe, iau și o jumătate de pătrățel pe capul de unitate. 4 2 pătrățele, deci 4 unități cu 7. 2 4 6 7. Asta e 4 cu 7, da? Asta e A de 4 cu 7. B de coordonate 4 cu 8. Practic dreapta AB e această dreaptă. Vă aduc aminte că panta, de asta vreau să vă uitați un pic și pe filme, panta e tangenta unghiului de aici, unghiul de 90 de grade. Tangentă de 90 nu există. Da? Tangentă de 90 are o bară, deci nu există. Practic de asta voi nimeriți 0 pe numitor, pentru că voi nimeriți pe dreaptă perpendiculară pe axa OX. Da? Și când dreptul este perpendicular, ele nu au pantă. Ecuația acestei drepte perpendiculare este x egal cu 4. Pentru că am 4 mereu. Orice punct de pe această dreaptă, orice punct M de pe dreapta asta, e coordonat, are 4 și un y care se plimbă. Dar 4 ăsta rămâne mereu fix. Da? Și aveți două drepte. Dreapta de coordonate x egal cu A, care e o dreaptă x egal cu A, e o dreaptă paralelă cu axa Y, și aveți și o dreaptă de, care e paralelă cu OX, asta are panta 0. Panta 0 caracterizează dreptele paralele cu axele OX, da? Și aici, dacă e să caracterizez un punct de aici, ăsta este un punct care are mereu pe Y egal cu B. Y egal cu B. Aveți două tipuri de drepte. Dreptele verticale, care au, repet, ecuația x egal cu a. Asta este o dreaptă verticală. Și aveți dreptele orizontale, care au ecuația y egal cu b. Atenție la cele două tipuri de drepte. Da? Astea verticale nu au pantă, astea orizontale au pantă 0. Aici, când ați nimerit pantă 0, uitați-vă, de ce l-ați nimerit? Băi, dar unde e 0? Asta e 0. Am acoperit. Era A de coordonate minus 1, minus 2 și era B de coordonate minus 3 cu 2, cred. Minus 3 cu minus 2. Da? Deci, vedeți? Y e constant. Asta deja mă ducea către o dreaptă Y egal cu minus 2. Da? Dreapta Y egal cu minus 2 este și ea o dreaptă. Este o dreaptă paralelă cu axa X. Da? Și asta aveți în conspect. De asta vă rog să vă uitați pe conspect, pentru că conspectul privind nu mai multe chestii. Și atenție la aceste drepte paralele cu axa OX, care sunt de ecuație Y egal cu B, sau drepte paralele cu axa Y, care sunt drepte de ecuație X egal cu A. Aveți la problemele de bacalaureat o grămadă de probleme să se afle punctele în care tangenta la graficul funcției este paralelă cu axa OX.
din punct de vedere al analizei panta, dacă sunt copii mici.